Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Vă place, nu? Ne risipim. Constatarea mea, dacă a dumneavoastră este alta, vă rog să mă certați, mă dojeniți, știți, ne vedem pe stradă, certați-mă, îmbrățișați-mă, pupați-mă, îmi place. Dar orice ar fi, ne risipim în cea mai mare măsură cei mai mulți dintre noi. Eh, risipim ce? Ceea ce avem ce, ce ne-a fost dat și ceea ce am stricat în mare măsură, poate că nu noi direct, dar cu acceptul nostru sau dacă nu, cu complicitatea noastră. E, am spus risipiri pentru că invitatul de astăzi mi-a sugerat, nu că mi-a spus domnia sa ceva, dar faptul că veți vedea, îl cunoașteți, domnul Sorin Dencescu, Dencescu, pentru că mi-a atras atenție, atenție, nu, nu, altfel Dencescu, da, domnul Dencescu, am reținut, așa, care își desfășoară activitatea de o sumă importantă de ani în turism, este președintele ANAT, al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, din România, firește, dar ce ați ce ați crezut? Ce -ați crezut? Da, la eu, am adăugat eu, nu, nu se cheamă și a, așa, și din România. Domnule Dencescu, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Și eu vă mulțumesc. În opinia dumneavoastră, ne risipim sau nu ne risipim? Da, cred că mm -hmm. trebuie să începem de undeva emisiunea asta. Dacă ar fi să filozofăm un pic, no, nu răspunsul filozofi, ar fi că ne nu. risipim, evident. Nu, no, ce e filozofia asta? Nu, spuneam că ne risipim eforturile, ne mm -hmm. risipim anii pentru o idee, poate. Uh, nu știm uh, să apăsăm pe relație pe momentele importante ale vieții sau pe ce e important în viața asta, ne risipim. Dacă așa. vreți un răspuns uh, nu, 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 așa. cu da sau ba. Mer nu, 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 nu cu da sau ba. Uh, așa, după sufletul meu, deși nu m-am născut la țară, nici nu am copilării, dar simt eu că am, am suport genetic de țăran român. Așa, țărănește vorbim, ne risipim sau nu? Ne risipim. Da și generațiile tinere, și seniori, și cei de mijloc și așa mai departe. Dar, pentru că dumneavoastră vă desfășurați activitatea în comerț, eu nu pot să spun firma pentru că nu se poate, știți, ce că trebuie să treacă pe la caserie, că vine CNA-ul, că... Dar îl cunoaște, știți despre ce este vorba. Uh, Mi-a sugerat acest titlu și acest uh, subiect faptul că lucrând în, în, desfășurând o activitate, mă mai exprim și eu, civilizat, nu? E, în turism. Mă gândesc la țara noastră. Sigur că dumneavoastră asigurați ieșirea unde dorește românul. Noi da. îi, îi risipim. Îi risipiți, da. E, cât am risipit din, din ceea ce am avut obiective interesante de, de, pentru tratament, pentru odihnă, pentru mă gândesc la stațiuni și așa mai departe le-am, le aud eu n-am mai fost la Herculane, de exemplu da, aunde acolo, grea grea, mult. așa este știți cum se spune doamna Popa dă-i rămânul de pe urmă dacă judecăm acum și privim în urmă cu mânie, fără resentimente foarte calmi, realizăm probabil că am face, am schimbat un pic istoria dacă am putea acum E mie recentă? recentă, de 25 de ani, dacă vreți da. să o definim mm -hmm. ca recentă. Da, este confortabil pentru mine să comentez, și probabil că și telespectatorii dumneavoastră bănesc că așteaptă ceva de genul. Da, domne, așa e să arătăm cu degetul. Nu. nu. telespectatorilor, aceste emisiuni le place să fim noi înșine. Și să vorbim da, exact ceea ce simțim Eu ce aș vrea să vă spun, gândim. eu aș, da, este clar că dacă luăm exemplul bulgarilor, cum au făcut privatizarea, că în fond de aici pleacă, practic niște oameni potenți sau umflați cu pompa, ca să mă exprim mm -hmm. altfel, pozând în Miliardar de Cardon, au pus mâna pe această avuție a țării, că și sunt hotelul ocultat? și au făcut, iată ce au făcut, au risipit-o. În altă parte s-a procedat altfel, s-a mers... Dar nu, nu cred că e cazul să ne întoarcem acum la cum s-au făcut, dar uh, rău necesar s-a produs atunci. Oamenii ăștia au girat cu acele imobile la bancă și au luat o serie de împrumuturi pe care le-au risipit. Probabil pe sigle de șampanie de nu știu câte mii de euro sau pe alte proprietăți în afara țării. Bănuiesc, este o idee sau este, dacă vreți, o informație pentru unul din cei... 100, 200, 500 de oameni care au devalizat această țară. Și da, plânge sufletul în mine când văd că pe turism balnear unde am putea avea o, o șansă uluitoare. Adică ne uităm numai mai departe decât uh, în Ungaria ce se întâmplă și nu sunt nici pe departe dotați, ca să spun așa, de la Dumnezeu cu cele subpământești de data asta. Că vorbim de izvoare de apă termală și așa mai departe. Da judecând în 2015 pentru ce s-a întâmplat în 89-90, sunt convins că dacă am dat timpul înapoi, probabil că și cei care au diriguit țara la momentul ăla, îmi place să cred, pe zicala că de unul de pe urmă, ar face altfel ca să fie bine. Acum s-a -a dus, ar trebui să privim în față, ne-am risipit niște bogăți, ne-am risipit niște energii, am crezut că uh, Brucan este un nebun când a spus de 25 de ani, uh, Probabil că nici el n-a realizat dezastrul în care se află această țară din punct de vedere moral, din punctul meu de vedere, pentru că totul pleacă de aici, de la educația precară, de la... Mă rog, sunt foarte multe și, într-adevăr, nu știu dacă putem ataca toate subiectele, dar, uh, concret, uh, da, este o, o rană deschisă faptul că n-am știut uh, să ne vindem țara mai bine, între ghinimele fie spus, pentru că pe vremuri era sloganul că nu ne vindem țara, între timp am vândut-o așa sublim, pe ușor, piano, cum se spune, și dacă stați să chiar să discutăm așa, să vorbim la un pahar de vorbă, sunt multe care nu ne mai aparțin și multe care, uh, știți, când, când jucam monopoli, copii fiind, tot, toți încercam să punem mâna pe utilități Acolo erau chirile cele mai mari. Când mai prindai pe cineva că ți calcă pe teritoriu, deja aproape că băgai în faliment. Cam așa se întâmplă și cu noi la momentul ăsta. E, domnule Dăncescu, pentru că aveți o experiență nu de neglijat, foarte importantă în acest domeniu de activitate, este un domeniu, da? Dacă ați avea pârghile necesare pentru a face primii pași, Trebuie să făcuți primii pași și abia după aceea să ajungem la niște rezultate pentru a pune în valoare resursele subpământene, cum bine spuneați dumneavoastră, și nu numai, și cele care sunt la suprafață, ozon, ciripii de păsărele. Ce ați face? Pentru ca să înțeleg eu, de pildă, care nu mă pricep la turism. La momentul actual... Zarele sunt un pic aruncate. N-aș vrea să fiu de regulă, sunt o fire optimistă. Nu, ce ați face de... dumneavoastră pentru a totuși... Pentru a momentul -a -a zero, adus. eu vă pot spune din preocupările asociației noastre actuale da. uh, se discută de legea turismului, se dorește o lege a turismului și dincolo de faptul că mm. noi venim cu ideile noastre și practic nu pot spune că plecăm cu ale lor dar se aplică tot ale lor, practic o asociație profesională care, din păcate, la acest moment zero, care se dorește legea turismului, nu este băgat în seamă, în care spunem, domne, ministerul ăsta al turismului a fost așa, ca o borsetă, pe lângă toate ministerele posibile și cu un turism în coadă. Ok, nu vreți ministerul al turismului, ok, gândiți-l altcumva, dar haideți să facem ca măcar promovarea României mm -hmm. să se facă pe o singură voce, să se facă unitar. Și atunci, un organism, uh, S-a spus că, domnule, dacă spunem organism uh, național de turism, se confundă cu vechiul ONT, uh, care să fie un parteneriat uh, public-privat, dacă doriți, și să gestioneze fondurile de promovare ale României. Asta ar fi o treabă corectă. Pe urmă, aș da, pentru că îmi spuneți, uh, la momentul actual este, este foarte greu. Uh, aceste bunuri inestimabile, chiar în paragină cum sunt, sunt. În mâna diferiți proprietari, da, logic. Proprietari care unii sunt, eu știu, de la Cara Severin până la Prahova, sunt în entități teritoriale diferite. Acolo există consilii locale, există reguli, dacă vreți, locale, există. Uh, zone protejate, există zone neprotejate, există zone protejate unde se intră și se face pe plus 10 și se pune termopan alb, există zone. Deci, uh, pe undeva uh, mm -hmm. eu știu, rău s-a produs. Uh, eu aș începe, dacă vreți, că știu că și la nivel de Brașov să revenim mai, mai da. în zilele și în, uh, pe unde ne ducem noi veacul. Ținite că a fost problema tot timpul cu fațadele. Și se pare că ușor, ușor se vor găsi probleme, se vor găsi soluții pentru aceste probleme. Adică dacă tu ești nesimțit ca proprietar și omor oamenii, te în cuela de pe casă, atunci trebuie să găsim niște soluții. Sau dacă sunt seniori și dacă sunt, Ei dacă sunt seniori de la casă la casă, cred că astea pot fi excepțiile. Dar regula ar putea fi, eu știu, în alte țări, pur și simplu sunt proprietari, mai puțin pe fațadă nu, ca să zic așa, sau mai puțin pe fațadă. În rest, intră în, în comunitatea locală, chestia asta, și atunci nu mai poți să-ți bagi joc de ea, să pui da, ce firme vrei, să-ți tragi un verde praz când totul este pe altă structură. Poate fi o soluție. Deci, de undeva trebuie să se înceapă. Da. Probabil, Brașovul ar arăta trebuie complet impus. altfel. Bun, Brașovul... valoare, dacă sigur stau. că da. Brașovul, trebuie să fim realiști și e feedback-ul pe care eu îl simt de la colegi, prieteni care vin la târgurile care le facem aici la evenimentele care le facem, care, le facem, care vin în vacanță. Brașovul ok. Brașovul este un exemplu bun. Da, dar vă de centrul vechi. Centrul vechi, într-adevăr, înțeleg că există preocupare Domnești, pentru treaba asta și să de dea Dumnezeu să se găsească și și soluții. Probabil că ar trebui impus din start un termen de nu ai mișcat nimic până în data de. Îmi spunea cineva și acum divaghez un pic, vorbeam cu probleme. un avocat și spuneam, domnule, cum este posibil ca în țara asta știm că în general, ca și regulă, escrocii sunt cu un pas înaintea celor loiali, oamenilor legii și așa mai departe. Stăteam și discutam, domnule, cum e posibil ca o firmă care a fost vândută unui boschetar să producă evenimente încă 4-5 ani după chestia asta, mm -hmm. să te trezești acum tu, camera de Comerț, oficiu al Registrului Comersului, Minister al Finanțelor, că domnule, asta n-a depus de 5 ani bilanț și să-i pui în cârcă acum totul boschetarului, că vezi, doamne, a devalizat cu sute de milioane, cu zeci. Avocatul mi-a spus, domnul meu, dar ști că era o chestie foarte bună înainte, că dacă nu depuneai după un an de zile bilanțul te închidea, te lichida și atunci fugeai tu. de ce s-a renunțat la chestia asta? De ce acceptăm arierate și ne creăm bugete pe niște nisipuri mișcătoare gândindu-ne că o să-l prindem pe X sau pe Y și de fapt încasările la bugetele locale sau naționale sunt de sub 50% să spunem. Când în continuare ne bătăm cu apă rece. De ce nu punem o ordine? M-ați întrebat de o anumită ordine, eu vă dau un exemplu de un alt gen de ordine care ar însemna, dacă vreți, bunăstare Uh, pentru toți, stoparea pentru că acești indivizi, ca să încheie acest capitol, acești indivizi uh, produc, sunt ca cineva care are o boală incurabilă, transmisibilă și care o dă în toate părțile, adică mai falimentează încă șapte -o filme până când se ajunge la vârf. Cine are interesul ăsta la 25 de ani de la vârf? Chiar nu înțeleg. Și poate că acest guvern de tehnocrație o să găsească niște soluții, sperăm, ca să rezolve, iată, -i. Și aceste da. probleme? Am două, două răspunsuri. Pentru mine, nu pentru dumneavoastră. Da. Fie au fost impotenți profesional, fie au fost rău intenționați și au jucat la comanda celor care comandă. Mă înțelegeți? Nu știu să dau răspunsul exact, dar ceea ce îmi spuneți dumneavoastră e greu de asimilat. E greu, e greu. Da. E greu, da. e foarte greu de asimilat cred că mai avem doar 10 minute trecut așa timpul, repede, sus, repede sus. repede. da, nu vreau ne întoarcem la turism, dar nu vreau să ratez această întrebare, mă trezesc la sfârșitul ediției și rămân cu întrebarea da. e, nerostită, nu e bine e, ce v-a determinat pe dumneavoastră știu că sunt absolut imbecil, să vă alăturați proiectului inițiat și după aceea susținut de către, mă rog E, comunitatea știe și de către alți brașoveni și nu numai e, cu privire la noul spital la construirea unui nou spital al Brașovului mă rog, s-a constituit o asociație știți da, foarte bine da. v-ați da. alăturat și v-ați alăturat nu doar cu numele ci ați sprijinit în mod semnificativ și vreau să vă adresez mulțumiri, eu Numele brașovenilor și al potențialilor beneficiari, când va fi să fie. Că va fi să fie. Doamnă, eu aș vrea să vă răspund, nu în Dodi, dar nu, tot așa, nu, în. Nici Dodi. Nu, nu, am, am glumit, am spus. Ah. Uh, eu, dacă vreți să o luăm, nu că e la modă, e la modă acest eveniment trist cu colectivul. Domne, ne-am trezit dintr-o dată că, într-adevăr, suntem zob în toate domeniile. Uh, Puteam să fac politică, am primit oferte, nu m-a interesat. Momentul colectiv a declanșat, dacă vreți, în mine o, o revoltă. Am dumneavoastră, în da. mine, Dar ca cetățean. Proiectul ca a, cetățean. a fost înainte de acest Știu acest treaba moment. asta, ca cetățean. Da. Când am primit telefonul de la inițiatorul acestui de proiect, Dr. Grigorescu, Grigorescu da, imediat am spus da, m-a capacitat treaba asta. Dom'le, ok, nu faci politică. Dar dacă oameni ca mine, ca tine, ca X, ca Y, stau cu bun simț și nu zic nimic și nu pun umărul să facă ceva, probabil că ne merităm soarta. Atunci am zis să ies din carapace. Dom'le, este un... Și vreau să vă spun foarte franc și foarte la momentul zero. Uh, ideea mi s-a părut, domne. bază la niște porți deschise când m-a sunat doctorul Grigorescu. Până am cercetat un pic și am văzut și, domne, ești la punctul de mersul meu. M-am dus și... Am încercat să fac o imagine complexă asupra, domnule, în ce intru aici? Că eu intru într-o chestie corectă, da? Orice brașovean mi se pare și trebuie să vină lângă noi, apropo, de azi avem site www.noulspitalbrașov.ro Unirea face forța, ei trebuie să vină lângă noi, Trebuie să intre pe, pe, pe acest site și uh, sunt reluate câte petiții online unde pot uh, să-și manifeste dorința de a face parte din istoria aceasta care probabil, uh, având în vedere cum merg lucrurile în țara asta, nu se va scrie mâine sau poi mâine, dar uh, se va scrie la un moment dat. Este evident că, zic eu, fără să demonetizez termenii cu orice om de bună credință dorește. Știm cu toții cum se desfășoară actul medical la Brașov. Acum, argumentele care pot fi văzute și pe acest site, pe www.nlhospitalbrașov.gro, sunt evidente. Orice Brașovean știe că dacă și-a rupt piciorul și e bolnav și de inimă și mai are și o altă treabă, eu știu, nu vine în minte acum, e plimbat pe la cele trei locații care de fapt înseamnă de la tractorul, la Mârzescu, la duce și la Upu și așa mai departe. Cineva spunea în comentariile de pe petiție online că acest spital județean arată ca un cămin de nefamiliști. Unde? Ce să mai upgradăm la el? El trebuie menținut până se construiește celălalt pe o linie de plutire, o linie decentă, evident, dar nu se înțelege. Dom'le, dați foc! Nu! Dar este momentul ca să gândim în alt, alte, în alți termeni, să gândim pe termen lung și este, este surprinzător. Vedeți, eu am uitat în chestia asta cu spitalul și ne-am trezit în fața uh, uh, unui uh, alt joc, joc, dacă doriți, Guvernul actual a pus în dezbatere publică cu termen 7 decembrie, pe final de noiembrie, un document excepțional de important pentru viața noastră a tuturor. Practic vorbim de o prognozare pe următorii 20 de ani a ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră. Introdus oarecum pe ușa din DOS în care le spun eu brașovenilor, dacă nu știu, că în acest... cum se numește... Proiect de dezvoltare teritorială a României în următorii 20 de ani la Brașov. Brașovul nu e prins nici cu aeroport, nici cu autostradă, nu este prins de spital, să nu mai vorbim. În condițiile în care sunt alocate fonduri pentru trei spitale universitare regionale și în, în sunt care... politicienii mai deci, mai patrioți, Eu, patrioți eu asta am și am. sus pentru că vreau să vă spun. Ai spus, noștrii nu mai există. Vreau să așa fiu, așa vreau veni. să fiu uh, super transparent și cinstit până la uh -huh. capăt în, uh -huh. în ideea în care am intrat în această uh, asociație. Uh -huh. uh, Unul două comentarii din cele 200 uh -huh. și erau ușor răutăcioase că domne, da, sigur, că se urmărește, că domnul care a inițiat e politic și domnul i-a spune altceva. Probabil că fiecare face politica lui la un moment dat. Eu i-aș invita pe toți politicienii brașoveni să spună un dar răspicat pentru chestia asta. Și atunci, dacă vreți, acest avantaj, pentru că brașovenii trebuie să recunosc, au experiența neplăcută cu aeroportul, care se scotea tot timpul în perioadă, în perioadă electorală. Doamne, Și spitalul scos Și spitalul, în ok. Ideea este în felul următor. N-am auzit, de exemplu, la aeroport, pe aceeași voce, toți politicienii să se ia de braț. Doamne, noi suntem din toate spectrele politice, dar suntem brașoveni înainte de toate. Vrem aeroport la Brașov. Aș vrea de data asta, să se anuleze acest avantaj, să spun al inițiatorului care spune că vrea să vizează altceva, mă iau după acel unul din cei 200 care spun chestia asta, îi rog pe toți regimii să anuleze acest avantaj să intre alături de noi și să sprijine vocal semnăm petiția să spunem, domne, avem un grup de lobby, un grup de presiune pentru indiferent ce guvern vine. Pentru că guvernele sunt trecătoare, în fond, noi trebuie să ne vedem interesul ca și comunitate, partea aceasta de regionalizare, cum spuneam, se va produce, mult mai, mai accentuat, probabil ne și Europa și atunci ar fi bine să ne prinde cu o haină mai groasă pe noi. Adică eu stau și mă gândesc dacă situația care a fost în Muntea Negru, vorbesc din domeniul meu cu turismul, cu acel autocar răsturnat, se petrecea, Doamne ferește, pe calea poenică, nu, venea omul din Slovacia, era obosit, nu știa curbele, nu a ținut, a evitat o căprioară sau ce a evitat. Ce făceam cu 20 de oameni, cu 30, când noi, ca țară, suntem vulnerabili în condițiile unui, unui colectiv sau în condițiile unui velpitar de aici? Eu am venit chiar în ziua aia când săracii cei cinci erau transportați uh, Deja aveam o problemă în zona spitalului Județean, în sensul agiatorului, că era blocat, era ocupat. E un pic aiurea. Trebuie să ne gândim uh, la nivelul anului pe care îl trăim și de acolo să mai punem 50 de ani. Adică, dacă acest spital, care este Județeanul, se dorește să se upgradeze și cineva îmi garantează că va fi adus la nivelul anului uh, 2500, 2100, 2100, 2100 domnule, jos pălăria. Dar unde, când noi vedem cum se construiesc spitalele dincolo cât se alocă din. Uh, și cât respect se alocă, în primul rând, pentru cetățean. Eu nu spun că chestia asta o să scoatem dintr-un joben, ca la o scamatorie. Doamne, dar hai să agreăm ideea că, măcar în plan local, nu ne facem de râs. Nu în momentul în care pleacă asociația asta, care crește, crește, are 4.000 și ceva de oameni. Eu sper ca să mă numărăm din, din 5 cifre cât de repede. de repede. În momentul în care te duci la minister, ar fi ridicol. Repet, o situație ipotetică și total penibilă. Vorbesc, nu vorbesc cu subiect și predicat aici vis-a-vis -vis de cine e la guvernare, cine e în opoziție. Ci e penibil să mă duc acolo și cineva să dea un telefon din plan local să spun, repet, nu vorbesc de Brașovul de azi, de cel de mâine, de mâine, de mâine să zică, domnule, ăștia sunt de menzi, lasă-i. Noi trebuie să ne dăm mâna și să înțelegem că acesta ace nu mai este un moft. Argumentația este foarte clară și este bine făcută pe acest site. Cât dăm la nivel central, cât ni se întoarce, putem Este cât putem se înțelege? poate de, de este, serios este acest proiect. Sigur că, da, este atât Oamenii de serios. Oamenii care s-au alăturat la fel. Domnule Dăncescu, mai avem doar trei minute pe care aș vrea să vi le ofer. Să ne întoarcem pentru ca să înțelegem. Nu pentru că dumneavoastră nu ați înțelege, dar mai sunt așa mai grei de minte ca mine. Să înțelegem... Cât de mult ar însemna pentru Brașov din punct de vedere economic acest spital? Pentru că, iată, numai turismul cât ar avea de câștigat, nu? Cum ar veni oamenii? Eu am spus, spus că coro coroborați cu aeroportul ar fi formidabil. Dar vreau să spun că, apropo de turism, de felia asta a mea pe care da, da, o, da, o pe pe care păstorez de 25 de ani să spun. Deci, dincolo de faptul, într-adevăr, turistul, că e român, că e englez, că e european, că e american, o primă chestie este prețul, într-adevăr. Prețul este definitorul, dacă vreți, da. probabil un 50-60%. Da. Mă refer la, hai să-l definim ca un turist de masă. Dar după care, pe locul 2, știți care este? Pe locul 2 este acest sentiment al siguranței. Domnule vin la schimb în Poiana Barașului. Dom'le, dacă mi se întâmplă ceva, mă dau de-a berbelacul și mi-am rupt al dublă fractură, triplă și așa mai departe. Unde? ce i răspund acelui om? Ideea este că am colegi, prieteni care îmi spuneau, domnule, a venit în 3 minute și de adevăr are șurub în număr sau un picior, dar a venit, m-a salvat, altfel eram deci oamenii se gândesc și la chestia asta și este normal să se gândească la sănătatea lor. Bun, acum nu o să spun că, domne, hai să-l facem pentru turiști. Dar este ridicol uh, pentru să Pentru brașoveni în primul rând, dar în, și primul rând, rând evident, în primul rând și repet, aceste componente pe care le a asezat doctorul Grigorescu. Domne, uh, suntem centru universitar pe partea asta, dar avem facultate de medicină. Deci avem medici, avem care medici care, Domnule, ar trebui să, să. Eu și văd așa, mă plin foarte mult prin zona brașului, mă bucură când văd că se lucrează la o colitoare, că se face și parcarea asta de la Regina Maria să dea folosință și cea de la intrarea, mă bucură chestiile ce astea. Deci, vă spun ce zic cu ochii închiși și așa mă gândesc, domnule, din autostradă undeva să se găsească un loc unde să faci de la Greenfield un spital după toate regulile, pentru că în prezentarea pe care ne-a făcut-o domnul Grigorescu. Deci noi nu ne putem compara, bun, nici măcar cu Craiova, că e la mod acum, Craiova care a obținut fondurile pentru un nou spital Deci Craiova are, are o chestie superbă da, da, da. Din trei clădiri ca o elice Ca o sigla unei vestite Mărgi de, de automobile Fără ca să aibă asociație Pentru un nou spital exact. iată. Și noi, adică, noi Și cu mână. ce am greșit Cine Am, am, -am Acestei țări la un moment dat da. I-am scăpat în urnă pe cei care ne-au mințit Da, este este frustrant. frustrant Și atunci eu am Dictonul meu cu ajută-te singur eu vă spun, nu așteptăm la vârful nasului niște rezultate uluitoare. Dar în momentul care petiția asta va începe să se numere cu din cinci cifre și așa mai departe, vom fi o forță și probabil ne revedem. Vor ține ne frumos. despărțim astăzi, domnule Ovecescu. Abrupt, s-a abrupt, abrupt, da. încheiat. Acum văd și eu. M-a anunțat bunul meu coleg, trebuie să ieșim. Mulțumesc, A fost o mare plăcere. Și dar mine. abia, abia erau multe de spus. Mulțumesc. Vă doresc mulțumesc, succes! Sănătate în activitatea pe care o desfășurați. De deci ce eu nu eu am foarte mare încredere când am văzut că sunteți prezent acolo? Printre Bine, toți că... ceilalți, toți sunt absolut minunați, care, care susțin și din interior, chiar și din afară. Gata, am ieșit. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne, ajută!